Dragnea anticipează anunțul lui Iohannis despre Covesi, toată presiunea pus pe umerii lui Tudorel Toader. Liviu Dragnea anticipează anunțul pe care îl va face președinte Iohannis în această seară, la ora 1800, cu privire la cererea de revocare a Feitna. Liderul PSD arunci presiunea pe umerii ministrului Justiției, despre care spune ce se bucur de tot sprijinul în deciziile pe care le va lua. Eu știu de la doamna prim-ministru că îl susține în totalitate pe ministrul Toader și noi îl susținem. În funcție de ce va anunța președintele, dacă ministrul Toader intenționează să întreprindă vreun demers, noi îl vom sprijini, a declarat Liviu Dragnea, după din acces al PSD. Întrebat dacă decizia președintelui ar putea fi contestat la CCR, Dragnea a răspuns: doamna prim-ministru nu are nevoie să îi spună nimeni să se anume responsabilitatea. E discutată deja decizia. A fost o decizie bună. Dragnea a refuzat să precizeze despre ce decizie e vorba înainte de anunțul lui Iohannis. Liderul PSD a mai afirmat că sub nicio formă nu se ia în calcul ideea de suspendare a președintelui.